Cel de-al treilea material de astăzi și ultimul este despre un amestec de graffiti și variațiuni ale sale, skateboarding, cărți, muzică și așa mai departe, amestec pe care noi l-am găsit la un festival de cultură urbană. Detalii imediat. Urban Skills se numește și este un festival de cultură urbană. Cât despre ce e cultura urbană, este o întrebare cu variante de răspuns în funcție de țară și de imaginația celui cu definiția. Zăpita care aș da eu culturii urbane bucureștene e zeama care rămâne după ce comine MTV-ul cu TC-ul. Adică foarte chicios, dar există la un nivel acolo, trebuie doar să-ți comunești. Într-o definiție mai puțin problematizantă și cu mai puține figuri de stil, cultura noastră urbană e alcătuită în mare din ce am văzut noi pe la festival, adică graffiti, skateboarding, breakdance, muzică și neapărat mulți tineri. Deci ideea e că totul e din spray, nu se folosește absolut nimic în afară, nu se folosește pensulă, cu cutter-ul dai forma la munți, cu astea se fac planetele și cu un carton îndoit de genul ăsta se pune spray înăuntru și formezi copaci. Adică ideea e să ai cât mai multă imaginație, unde te duce gândul, acolo poți să mergi în tablourile astea. Nu trebuie să faci ceva fotorealistic. De lăudat ar fi ideea de a intra la festival nu numai plătind un bilet, ci și aducând o carte.